Peste 30 de șoferi mecanici și controlori ai societății de transport local Transloc au oprit azi dimineață lucrul și s-au adunat în curtea unității. Sunt nemulțumiți de salariile mici care nu au mai crescut din 2008, dar și de condițiile grele în care sunt nevoiți să muncească. Nu merge nicio perie, se face spălare manuală la furtuni și la perie. Ieși și te uzi, fie iarnă, fie vară, și pleci în traseu ud, luarcă și la picioare și pantaloni și tot. Să vedeți iarna cum e pe aici, că de-abia putem să intrăm cu mașinile. Păi aici noi rupem mașinile, rămânem în podmoliți, vine și ne trage cu scara ca să putem să ieșim de aici. Uitați și dumneavoastră cum arată interiorul Translocului. Așa arată interiorul Translocului. Florin Popescu este șofer pe troleibuz și spune că mașinile sunt învechite și nesigure uneori. În plus, salariile au rămas ca acum 10 ani. Sunt mașini vechi, suspensie, nu au condiții de să urcă, să vedeți cât de cât eu am avut grijă de ea. Și mașina arată chiar foarte bine, dar... Putem spune că sunt adevărate pericole pe roți? Nu chiar adevărate pericole, dar nici atât de bune nu sunt. În ce condiții vă întoarceți la lucru? Când ni se rezolvă toate doleanțele. Care sunt aceste doleanțe? Conform contractului colectiv, că nu pot să le enumăr acum toate ce le-am... Dar am înțeles că nu aveți contract. N-a fost contract, că tot așa s-a tărăgânat. Unul din liderii de sindicat din cadrul Transloc spun că de dimineață toate mașinile care apucaseră să iasă pe traseu au fost chemate la garaj. Sindicalistul spune că a încercat nenumărate negocieri, dar nu a avut cu cine. Mi-a hotărât încetarea activității pe o perioadă nedeterminată. Da, sunt orașul nu mai este asigurat cu mijloc de transport în comun, laterale încă sunt asigurate. La rândul său, Vasile Căilean, directorul Transloc, spune că este la curent cu problemele, dar nu au fost bani pentru solicitările protestatarilor. Noi le-am și propus oamenilor o variantă de salarii mai mari împreună cu comisia de negociere, dar nu sunt de acord. Le-am propus 300 de lei majorat salariul brut, nu salariul tarifar, și majorarea tichetelor pe masă de la 9,57 lei la 15 lei. În acest timp, zeci de pasageri au fost afectați de protest. Cei mai mulți spun că ar fi trebuit anunțați. Spontană, trebuia să vină de la ei cineva să pună prin stație. Așa, uite, stăm de ceac. Să le mărească și lor salariile, că au salariile cum am eu pensia. Pe traseul la Unipac Naveta e dezastru. Numai de ăștia, vechi, vechi, de... Efectiv, ți-o frică să mai mergi în ele. Deci, da... Știți cum e, așa e la noi. Sindicaliștii spun că o nouă decizie ar putea fi luată în această seară după ședința Consiliului de Administrație.